Sănătate și bine revenit printre maturile cripto la o nouă ediție a știrilor pescuri din lumea criptomonedelor. Creatorul monedei meme, Slurf, de pe Solana, arde 10 milioane de dolari strânși de la investitori din cauza unui click făcut greșit, arzând din greșeală atât fondul de lichiditate, cât și cele 500 de milioane de jetoane desemnate pentru participanți la prevânzare. Proiectele MemeCoin de pe Solana au strâns peste 100 de milioane de dolari în ultimele 3 zile prin intermediul unui model controversat de strângere de fonduri, cunoscut sub numele de prevânzări. Utilizatorii de pe Twitter au început să compare ofertele actuale ale MemeCoin-ului de pe Solana cu balonul ICO Ethereum din 2017, când mai multe proiecte cripto au promis să livreze un nou ecosistem doar ca să dispară după strângerea de fonduri. Rețeaua Base observă o creștere a tranzacțiilor și a utilizatorilor noi după upgrade-ul de Encan. Prețul Avalanche crește cu 12% deoarece anunțul strategic de la Binance susține sentimentul pieței, semnalând un impuls pozitiv pentru cripto. Președintele sud-corean a abordat recent preocupările cheie privind riscurile majore legate de inteligența artificială, atrăgând atenția globală. Chatbotul AI Grok 1 al lui Elon Musk devine open source, permițând dezvoltatorilor să acceseze fără licență platforma. Modelului îi lipsește accesul la date în timp real și antrenamentul specific de dialog. Fondatorul Cardano, Charles Hoskinson, face o predicție îndrăzneață despre inteligența artificială. Investitorii instituționali și persoanele fizice au cumpărat atât aur cât și Bitcoin în acest an, fără a comuta între cele două, așa cum au susținut unii analiști, spune JP Morgan în noul raport de cercetare. Noul CEO de la Binance, Richard Teng, se așteaptă ca Bitcoinul să depășească pragul de 80.000 de dolari până la sfârșitul acestui an. Standard Chartered vizează un preț țintă pentru Bitcoin la 150.000 de dolari până la sfârșitul anului. Economia globală are o amenințare nouă, deoarece companiile mari din întreaga lume au obținut profituri ce au crescut constant în ultimele câteva decenii. Un trilion de dolari datorie în proprietățile comerciale ar putea duce la sute de falimente bancare. Rezerva Federală și Biroul Controlorului de Monede OCC îl lovesc pe gigantul bancar JP Morgan Chase cu o amendă de peste 348 de milioane de dolari într-o acțiune coordonată și au emis ordine de încetare și renunțare, solicitând băncii să ia măsuri ample pentru a-și îmbunătăți programul de supraveghere a comerțului. Mai multe companii au intrat în situația de nerespectare a datoriei în 2024 decât în orice început de an de la criza financiară globală. BRICS oferă o actualizare despre noua monedă ce va apărea pe piețele globale pentru a reglementa comerțul internațional între țările membre, punând capăt dependenței de dolarul american pentru a da proeminență monedei care urmează să fie lansată în curând. Centrul Financiar Internațional din Dubai adoptă legi cuprinzătoare pentru active digitale și o nouă lege de securitate. Autoritatea Monetară din Hong Kong a introdus un nou sandbox pentru emitenții de monede stabile. Acest sandbox urmărește să stabilească așteptări clare de reglementare pentru cei care emit monede stabile susținute de fiat. Faza a doua a proiectului pilot al dolarului digital din Hong Kong, EHKD, a fost lansată și explorează potențialul programabilității, tokenizării și multe altele, iar Ripple este un participant alături de alții precum Alipay, Bank of China și Mastercard Asia. Banca Reglementelor Internaționale, BIS, orchestrează un viitor dominant de identități digitale și control centralizat prin proprietate digitală și tokenizarea activelor dumneavoastră. Un clip scurt ce te învață cum să alimentezi o piscină de lichiditate AMM de pe Ledgerul XRP. Atlantis, un exchange cripto înregistrat la Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite, oferă acum opțiunea de a tranzacționa cu moneda XRP. Cam atât în ediția de azi, toate sursele le găsești în descrierea clipului postat pe YouTube. Nu uita, te rog, că nu sunt consultant financiar, iar ce spun nu trebuie luat ca atare. Dacă ți-a plăcut conținutul, te invit să dai un like și subscribe. În rest, toate cele bune și spor la colectat că mai multe criptomonede.